Vasile Râmbu, pe 13 mai, a anunțat că și-a dat demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Suceava, conform ziardesuceava.ro. Râmbu a fost suspendat din funcție pe 25 martie pentru 90 de zile, după ce mai multe cadre medicale au fost infectate cu virusul COVID-19 din cauza lipsei de echipament. Vasile Râmbu nu s-a lăsat contactat. După suspendarea lui Râmbu, funcția de manager a fost ocupată de doctorul Florin Filip, care a demisionat pe 1 aprilie. Funcția fiind preluată pe 2 aprilie de doctorul militar Daniel Derioiu, sub supravegherea generalului Ionel Oprea. Pe 1 mai, conducerea militară a spitalului a plecat de la Spitalul Județean. Amintim că neurochirurgul Anatoli Buzdugan este noul manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.